Bună dimineața la toți! Ce mai faceți? Eu am dus fetele la grădiniță și la școală. Pe Melissa la grădiniță, pe Jasmina la școală. Olga m-a ajutat să le pregătesc de școală, le-a pregătit hainele, le-a îmbrăcat și le-a făcut cofură. Iar eu le-am dus la grădiniță și la școală. Acum vreau să ies afară și să alerg. Este un lucru pe care nu l-am făcut de mult timp. Nu știu, poate că m-am lenivit, dar de un timp deja nu fac acest lucru. Și vreau să mă gătesc acum să ies afară și să alerg. Vreau să iau camera cu mine și să filmez acest proces. Iar mai întâi de toate, vreau să mă schimb, pentru că, uitați-vă, sunt în pullover, în blugi, și va fi mai complicat să alerg. Mă îmbracă ceva mai sportiv. Am gândit că până la stadion eu pot și să alerg, nu mai să-mi iau. Ați văzut că atunci când mi-am luat cheile, mi-am luat și o baterie. Întotdeauna am luat o baterie de rezervă, că dacă se întâmplă că se descarcă bateria, aveți alta? Am ajuns la stadion. Deja puțin am obosit. De mult am alergat. Ok, eu încep alergare. Abia primul cerc. Dar vreau total 10. Ну что, я опять потерял? Sunt oameni aici la stadion și mă gândesc oare ce impresie au ei despre mine. Văd pe cineva care parcă alergă, parcă merge încet, la sportiv nu seamănă. Și eu fiind cu camera în mână, văzând că filmez, dar nici la o filmare a unui film nu seamănă. Mai mult că se plăcă. Încheia al 8-lea cerc. Am obosit, dar uitați aici, lei
Ну все, предал. На капоте, на капоте. Да. Ну а кум, где шиза, где кулкат? Ну все, плать. Фальчера уйними. Acum trebuie un cerc sau două, să mergi la pas, încetișor, ca inima să se liniștească, pentru că acum bate mai intensiv. Da, s-a terminat alergarea mea. Am mai făcut niște cercuri, am vorbit cu un om. E bine, e bine. În timpul mersului m-am și odihnit. Dar trebuie să merg acasă. Până atunci am vrut să spun că... Deci am vrut să spun eu. Mergând toate aceste cercuri și am și uitat. Ce a fost cel mai greu? În toată alergarea de astăzi. Nu că... A fost prima mea alergare de, după mult timp de repaus. Și toate momentele acestea am vrut să le filmez. Și atunci când alergi și filmezi asta, îți întrerupi graficul tău de alergare, ritmul tău de alergare, respirația se întrerupe. Pentru că trebuie respiratorie. Dar de aici, punând camera, alergând după ea, când aranjezi camera, îți întrerupi respirația, te oprești din mersul tău, din alergarea ta. Și aceasta a fost, cred că, una din cele mai grele momente. Asta e. Iar acum, cred că merg acasă, fac un duș. Și cu aceasta vreau să închei vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți like, să vă abonați la canalul Cool Family. Pe curând, pa, pa!